Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Agromagazin. Eu sunt Diana Vasilescu și mă bucur să deschid din nou ușile magazinului pentru dumneavoastră. Săptămâna aceasta mergem pe diversitate și propun să abordăm mai multe subiecte de interes. Pentru început vreau să aduc în atenția dumneavoastră o afacere locală care tocmai își pune bazele, la propriu. Comuna Corb, unde păstorește și cea mai tânără doamnă primar, adăpostește multe idei proaspete și gata să se afirme. Nu mă întind cu vorba. Haideți să urmărim materialul. Vedeți ce frumusețe am aici în spate? Sunt niște locuri superbe aici unde am ajuns, undeva la munte. Auziți și un sunet de mașină electrică. Este o mașină de tăiat și veți vedea de ce se aude acest sunet. În fața mea o să am o clădire, iată, deja colegii mei s-au aranjat acolo, iată, e o clădire de lemn unde voi intra și voi sta de vorbă cu cel care este proprietarul. Ușor, ușor mă apropii și o să aflăm o poveste frumoasă. Am schimbat unghiul camerei și am ajuns. Uite ce avem aici. Bine v-am găsit! Haideți că eu o să folosesc așa a doua cameră. Pentru că încercăm un mod nou de a face această filmare. Așadar, unde am ajuns în locul ăsta minunat? Ați ajuns în Grădina Poveștilor sau The Story Garden, cum vedeți acolo. Este creația mea și a prietenei mele, Ruxandra. Servus, Ruxandra! Bună ziua, bine ați venit pe la noi! Așadar, suntem în, undeva în Argeș. Corbi, suntem. Corbi. Dumneavoastră sunteți chiar din Corbi? Eu sunt chiar din Corbi, născut, crescut, sunt cioban din Corb, practic, scăpat puțin prin străinătate și întors cu niște idei de-astea mai... Chiar ați fost cu oile când erați tânăr? Da, chiar urmează să vă povestesc în continuare. Am înțeles. Bun, deci ați fost în Germania, nu v-a plăcut acolo atât de mult de v-ați întors? După câțiva ani de Germania, satisfacțiile financiare nu au mai fost atât de mulțumitoare pentru noi. Așadar, am căutat să ne găsim altă hrană, hrană pentru suflet. Prietena dumneavoastră, știți de acolo? Ne-am întâlnit în Germania și am convins să se mute cu mine. Am înțeles cum era. Guten Tag, bine v-am găsit, nu? Cam ia, așa ceva. Ia, Guten Tag. Guten Tag, ia, ia. Ați venit în România amândoi. Ea este din, de unde sunteți? Mureș. Din Mureș, din Ardeal. Deci Ardeal, dincolo de munte, dincolo de Făgăraș, dincoace de Făgăraș și în Argeș, în Germania v-ați întâlnit. Și v-ați întors în România. Când v-ați întors? Ne-am întors vara trecută, ne-am petrecut vara aici, pentru ca ea să ia pulsul zonei și să cunoască bine zona. Am călătorit mult, am făcut primii pași în acest proiect, în sensul că am obținut niște autorizații, am construit fundația acestei clădiri și în principiu am explorat zona. În apropiere aici avem o grămadă de locuri frumoase, ea este îndrăgostită de natură. Asta pot confirma și eu, pentru că, să știți, am văzut locurile, le-am studiat când am urcat până la dumneavoastră și mi se pare extraordinar de frumoase. Ați venit, i-ați arătat, ați convins-o. O să ne vedem ce face și prietena dumneavoastră acolo. Am văzut că pictează niște bucăți de lemn, o să vedem ce-s cu ele. Și v-ați gândit la un astfel de proiect. Acest proiect de Story Garden, o poveste a grădinii, o poveste a grădinii dumneavoastră, așa cum ați visat-o? Da, este grădina, asta e grădina noastră unde practic am copilărit aici, noi am crescut animale, oi, vaci, capre, cai. E de la bunici, străbunici, nu mai știți, e moștenită. E moștenită de tatăl meu care are 75 de ani și a îngrijit această grădină așa cum vedeți dumneavoastră, această livadă și absolut tot. Puneața, am văzut cam tot ce aveți nevoie, a spus cartofi, a spus legume. Exact, exact. Bun, cum va arăta aici? Spuneți că va fi o poveste. Cum va arăta această poveste? Noi acum construim mobilierul, suntem la faza în care construim mobilierul pentru această terasă. Asta e mobilierul construit din resturile de materiale care au rămas din construcția clădirii. Încercăm să folosim chiar tot. Acolo Ruxandra pictează numele firmei noastre pe niște... O să mergem imediat la ea să vedem ce nume, la ce nume, la ce literă a ajuns, de fapt. Da. Ea lucrează, a scris deja o dată. Iar în grădină, fiecare lucru, fiecare clădire pe care o vedeți aici are o poveste, e o poveste adevărată, ce istoria fiecărui lucru, pentru că eu sunt pasionat de istorie.
Și îmi place să analizez lucrurile în detaliu și să le pun în context. Știți că se spunea povestea de obicei vinde. Cam așa vreți să aveți aici povești care vă aduc turiști, care vă aduc prieteni până la urmă? Sperăm să ne facem și prieteni. Prietenii sunt cei care ne-au lipsit în anii de străinătate. Destul de puțini am întâlnit acolo. Așteptăm să cunoaștem oameni faini. Deja am cunoscut, lucrând la acest proiect, deja am cunoscut oameni faini. Am avut deja și satisfacții, chiar dacă nu am avut clienți propriu-zis sau turiști. Au fost oameni care efectiv s-au oprit cu mașina acolo în stradă. Ne-au spus, faceți o treabă bună, au venit înăuntru și am stat 3 ore de povești și a rămas că rămânem prieteni. Corect. Mergem mai departe să continuăm povestea și cu prietena dumneavoastră și împreună să vedem cam cum v-ați imaginat, ce vis aveți împreună și care sunt mijloacele ca să le realizați, visele pe care le aveți fiecare. Am ajuns, cum spuneam mai devreme, să vorbim cu cei doi care ne sunt gazde astăzi. Ați văzut acest loc minunat. Am avut o primă discuție, am aflat că cei doi vin tocmai din Germania în România, sunt români, dar s-au întâlnit de pe o parte și a alta a munților Carpați. Așadar, aici am văzut că mai devreme pictați niște litere. Ce mai scrieți acum? Acum vreau să scriu, să termin The Story Garden Cork și Andrei insistă să le fac cât mai mari și cât mai frumoase să le putem pune acolo sus, să se vadă din stradă și din curte și de peste tot. Trebuie să se vadă ca să vină cine? Vă doriți să vină aici? Să vină toată lumea, lumea care este prietenoasă, care vrea să se bucure de natură, de grădină, de absolut tot ce avem aici, în mare parte gratuit, pentru care noi doar muncim. Până la urmă aici va fi de fapt un loc, nu știu cum să-l numesc, în care să te simți bine. Da. Cu cazare, cu produse, până la urmă și produse, dacă să zicem din zonă găsiți producători noi care să... Noi am vrut și vrem și să susținem producătorii locali. Ne gândim foarte mult să obținem autorizație pentru un punct gastronomic local și încercăm să vedem ce produse se pot face, nu știu dacă se pot face în ghilimele. Se pliază. Putem cumpăra și le putem pune pe aici și să le vindem și să le și gătim. Trebuie să țineți oamenii aici cât mai mult și la dumneavoastră și în zonă. Îi aduceți? Eu vă dau o sugestie. Acum poate grupuri care vin organizat, fie că sunt de motocicliști. Oameni de genul ăsta cărora le plac astfel de locuri cu verdeață, cu priveliști frumoase, cu tradiții, căpițe de fân, de când îmi doream să stau într-o căpiță de fân și să dorm, să da, stau acolo. Da, este loc pentru toată lumea, noi îi primim pe toți. Important e să-și dorească fiecare să vină și să se bucure efectiv de tot ce avem noi aici. Apropo de dorința dumneavoastră de a dormi în fân, eu îi povestesc mamei mele că o să vină cineva și o să dorească să doarmă acolo în spate, avem grajdul calului și să doarmă sus în pod. Se pare că avem și primul om care dorește să doarmă acolo. Mă înscriu, să știți, mă înscriu la pe lista de așteptare, o sigur că o să fie. Când vreți să fie gata? Când vreți să finalizați? Anul acesta? Când? Noi discutăm în principiu în fiecare seară acasă la un pahar de vin, discutăm și punem toate lucrurile cap la cap și am estimat oarecum, dacă financiar ne permitem, să deschidem în următoarele 2 săptămâni. Da, noi îi așteptăm. Ei, v-am spus că mă duc în fân, uite aici în spate, e ud acum, dar o să mă așez cu siguranță atunci când se va usca. E o zonă de vis. Schimbăm puțin foaia și vă invit acum să aflăm de la specialiștii din agricultură care sunt provocările cu care fermierii se vor confrunta și cum vor putea ei să răspundă acestor condiții limitative pentru asigurarea producției agricole în viitor. Alina Crețu, președintele APPR, a aflat mai multe despre subiect în cadrul podcastului Agriculturii de la invitatul său, președintele IPROM, Baulem Saidi. Je crois que vous l'avez parfaitement bien résumé. Le dilemme ou le challenge pour l'agriculture, c'est l'agriculteur, pardon, c'est de continuer à produire. Sa mission, c'est de nourrir la planète, c'est de nourrir. Et il faut qu'on continue. Ça, c'est sa mission principale. En même temps, il faut le faire de manière... Il le fait déjà de manière responsable, mais encore plus demain pour pouvoir contribuer à rendre la planète encore plus verte et plus propre. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que les deux ne sont pas incompatibles, ça va bien ensemble.
Pour moi, c'est fondamental. L'agriculture, l'agriculteur font partie de la solution. Ils ne sont pas le problème. Et je pense qu'avec la société, il faut qu'on communique comment nous, en tant qu'agriculture, de manière générale, on peut contribuer à un meilleur environnement sur notre planète. Alors, que doit faire l'agriculture, l'agriculteur ? L'agriculteur, il continue à produire. Il produit de la nourriture qui est saine, qui est propre et qui est au juste prix, parce que c'est fondamental. Il faut que tout le monde puisse se nourrir et se nourrir en fonction de son budget. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est vraiment la mission de l'agriculture. L'agriculteur aura de plus en plus de contraintes réglementaires. Au niveau européen, on est très, très bien servi. Farm to fork, la politique agricole commune, le Green Deal. Il y a beaucoup de contraintes. Stratégie biodiversité. La stratégie biodiversité qui fixe des objectifs extrêmement ambitieux. Et je pense que l'agriculteur doit être vu comme étant un partenaire de ces politiques-là. Et travailler avec lui et non pas contre lui. Et c'est, pour moi, c'est fondamental. Et je pense qu'on peut atteindre tous ces objectifs en collaboration, main dans la main. Il faut expliquer à l'agriculteur exactement quelles sont les directions qu'on veut et les objectifs qu'on veut atteindre, et lui donner les moyens de s'adapter, et lui donner les moyens d'utiliser les outils adéquats. Quand je parle d'outils adéquats, je pense notamment à... L'un des objectifs, c'est de dire à l'agriculteur, demain, notre attente en tant qu'Europe, c'est que tu utilises 2 fois moins de pesticides. C'est clair, c'est net, c'est même mesurable. On l'a vu, ça devient réel parce que c'est écrit maintenant par les règlements européens. Absolument. Mais en même temps, on lui dit, mais tu dois continuer à produire autant, voire même plus de nourriture, plus saine, etc. etc. Et c'est là où on a besoin d'accompagner et d'apporter les outils et les solutions nécessaires pour aider l'agriculteur et le fermier à le faire. Comment ? Ce que je disais tout à l'heure, notre industrie, à la fois semences ou phytosanitaires, notre rôle principal, c'est d'apporter des innovations, c'est d'apporter des produits qui permettent à l'agriculteur de protéger ses cultures contre les ravageurs, les maladies, les mauvaises herbes. Je pense que c'est fondamental. Et il faut qu'il le fasse sur des surfaces cultivées. Et c'est fondamental parce que si demain... Je lisais l'autre jour un article qui disait que si on n'avait pas, par exemple, de crop protection products, il faudrait quasiment 400 millions d'hectares supplémentaires pour produire la même quantité de nourriture. 400 millions d'hectares, 380 ou 400 oui. millions d'hectares supplémentaires pour produire la même quantité de nourriture. Alors que les terres arables diminuent de plus en plus avec l'expansion des villes, en respectant les règles de la biodiversité, on est obligé même de limiter les surfaces agricoles. Absolument. Ça veut dire que les terres arables vont forcément baisser sur les années à venir parce qu'on a plus de gens qui vivent dans les villes s'étendent. On a les infrastructures également qui s'étendent. Donc il y a une pression sur le foncier agricole. Très importante. C'est très, très important. Ça va arriver. Ça arrive peut-être plus dans certains pays pour le moment, la Chine, oui, etc. Mais ça arrive partout. Ça arrive partout, y compris chez nous. Donc comment on produit plus avec beaucoup moins de surface, c'est là où, pour moi, la puissance de l'innovation doit aider. Naturevo este compania care înțelege valoarea pământului și cultivă recunoștința față de ceea ce oferă solul. În centrul preocupărilor companiei se află permanent calitatea, omul și mediul. Naturevo nu este doar un simplu distribuitor de inputuri pentru agricultură. De mai bine de 20 de ani este partenerul tuturor fermierilor pregătiți să accepte noile provocări generate de o climă în continuă schimbare. În condițiile de stres termic din această primăvară, am folosit produsul argint coloidal, în sensul că, fiind vorba de nanotehnologie, adică direct ioni,
în soluția de aplicat, a însemnat că absorpția a fost 100% și am reușit în maxim o săptămână să restartăm culturile care au suferit foarte mult timp de 2 luni de la stresurile termice. Tot atunci am folosit și Copfortul, un produs de cupru sistemic, o noutate în piața de protecție a plantelor și de hrănire cu microelemente, care este complexat cu acid gluconic. Este și un produs care se poate da în culturile bio. Deci un produs foarte bun care a asigurat o protecție timp de 3-4 săptămâni a culturii de cereale păioase. De asemenea, am folosit în combinație și Cherafolul, un produs cu aminoacizi și din care peste 90% sunt liberi, deci absorbiți imediat de planta de cultură. Ca atare, în această combinație am reușit să restartăm foarte bine culturile care au suferit foarte, foarte mult după stresurile termice și temperaturile zilei nu au depășit 10-12 grade. Astfel am reușit să pornim foarte bine în vegetație, am stimulat fotosinteza și mai mult de atâta am avut o acoperire foarte bună pentru bolile existente datorită cuprului sistemic și datorită argintului coloidal, care pe lângă faptul că îi îmbunătățește condițiile de fotosinteză, asigură și trecerea mai ușoară peste stresul de la temperaturile negative și stresul produs de aplicarea pesticidelor, aici vorbim de fungicide, erbicide, regulatori de creștere. De 2-3 ani reușim să facem un acord de înțelegere cu fermierii în sensul de a aplica o tehnică superioară de eficacitate și care să-i ajute în sporirea producției, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ. Elementele nutritive din sol reprezintă unul dintre cei mai importanți factori pentru dezvoltarea corespunzătoare a plantelor și pentru obținerea unei recolte de succes. În timp ce unele terenuri sunt fertile și potrivite pentru a susține dezvoltarea optimă a plantelor, există și terenuri agricole cu deficit de nutrienți, unde va fi necesară intervenția omului, prin aplicarea de îngrășăminte. Pentru o productivitate cât mai bună, agricultorii adaptează tipul de îngrășământ în funcție de cultura care se dorește a fi înființată. Astfel au fost dezvoltate soluții personalizate pentru fertilizarea și ameliorarea solului. Să vedem despre ce este vorba. Știați că solurile grele, tasate, cu reacție acidă, sunt într-o clasă de fertilitate inferioară? Îmbunătățirea fertilității și calității solului se face aplicând calciprin. Calciprilul este un fertilizant și ameliorator de sol pe bază de carbonat de calciu, micronizat și granulat, care nu generează praf la aplicare. Este un produs curat și nu afectează microflora și microfauna din sol. Calcipril participă în mod direct la refacerea și menținerea calităților solului într-un mod natural, fără a crea șocuri sau dezechilibre în ceea ce privește activitatea și metabolismul microorganismelor din sol. Rezultate ale aplicării calciprilului: optimizează pH-ul, capacitatea de schimb cationic, reface punțile de calciu și structurează solul cu toate efectele benefice adiacente. Particulele fine, de dimensiuni microscopice, pătrund în plantă prin perișorii absorbanți, devenind constituenți ai peretelui celular și mărind rezistența la stresul abiotic și biotic. Aici avem 2 probe de sol pe care le vom trata diferit cu 2 produse, calcipril și un produs martor. O să măsurăm temperatura apei care se va adăuga peste sol, în celălalt pahar, tot cu apă. Deci apare aceeași temperatură, solul. Și acum o să turnăm cantități egale. Așa. Paharele sunt gradate. Din nou o să luăm temperatura. Cred că s-a stabilizat. Da. Ok.
Da? Și acum adăugăm cele două produse. Prima oară calciprilul. Da. Și apoi produsul martor. Amestecăm și luăm temperatura soluției. 94,9 grade. Da. Și acum dincolo, temperatura instantanee de 99,7. Calciprilul nu a modificat temperatura din sol și nici în cadrul soluției din sol în contact cu apa. Ceea ce înseamnă că microorganismele își pot continua liniștite viața și activitatea. Apelați la specialiștii Omia și Naturevo pentru a achiziționa produsul care se potrivește perfect pentru solurile dumneavoastră. Calcipril. Cam atât pentru săptămâna aceasta. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final, iar până data viitoare, când vă dau întâlnire la aceeași oră, vă invit să urmăriți și celelalte canale media AgroTV pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în sectorul agricol. Diana Vasilescu am fost eu, să aveți o săptămână plină de roade și spor în toate!